Mărească să numele Domnului Isus. Amin. Frați sfinți, frați scumpi în Domnul Isus Hristos, de ce vă zic eu sfinți? Fiindcă toți acei care cu adevărat au primit de la Domnul harul și botezul cu Duhul Sfânt, ei se numesc sfinți, pentru că Duhul Sfânt locuiește în ei. Sau zis în noi. Așa a zis Isus: Mă duc la cer, dar nu vă las orfan, și am să vă trimit un mângăitor, adică pe Duhul Sfânt, care să fie în voi și cu voi până la sfârșitul veacurilor. Dacă Duhul Sfânt este în noi, atunci noi suntem sfinți datorită Duhului Sfânt care locuiește în noi. Și aceasta noi o putem sfințenia aceasta în în viețile noastre printr-un comportament potrivit cu scripturile. Sau o putem diminua mânjind haina minunată. Cum zice Isaia, m-am îmbrăcat ca pe un mire, în haina mântuirii și ca pe o miriasă cu sculele ei. Deci, suntem sfinți și înaintea lui Dumnezeu Tatăl, priviți prin jertfa lui Isus Hristos, noi avem un mare preț. De aceea zic și frați scumpi, fiindcă nu putem prețul plătit de Isus să-l echivalăm cu bani sau cu aur sau cu ceva pământesc. Ce asta e mult mai mult și fiind mult mai mult, noi nu avem cum socoti ce preț a fost depus pentru mântuirea fiecărui din noi. Aceasta numai sângele lui Isus, care a fost plata pentru toate păcatele omenirii și viața lui a fost stinsă în ce privește trupul omenesc, ca toate trupurile omenești să capete viață cei care vin la jertfa lui Isus Hristos. De aceea și la cina Domnului. Domnul Isus Hristos în Evanghelia lui Ioan, capitolul 6, spune așa de clar, Cine mănâncă trupul meu și besângele meu, are viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Deci, el și-a dat viața ca noi să fim înviați din moartea păcatelor și din traiul umesc pe care l-am moștenit de la părinții noștri. Glorie Domnului Isus care ne-a răscumpărat. Acum am o întrebare copilărească a unui copil, auzând că am vorbit despre Domnul Iisus Hristos, că s-a înălțat și s-a dus la ceruri. Copilașul a întrebat în curăția inimii lui, dar unde s-a dus Domnul Isus? Și el să uită în sus. Unde s-a dus? Și întrebarea aceasta, copilărească, poate să fie pe cât să poate de nu numai cu tâlc, dar trezește o curiozitate în fiecare din noi. Dacă am urmări unde s-a dus Domnul Iisus Hristos, atunci Petre Popovici vorbește de măreția lucrărilor lui Dumnezeu uitându-se spre cer. și să știe că primul nivel numit cer de la pământ în sus e vor 12 km. Dar vine a doua parte și aceea merge de la 50 de kilometri până ce știu pe unde. Și vine a treia parte și aia intră în sistemul stelelor, mult mai departe. Și acolo apoi îi cerul pe care noi îl vedem, soare, lună, stele. Și uitându-ne la ele așa, într-o noapte, dacă s-ar sta bine mintea, ai putea număra vreo 20.000 de mii de stele. Dar sunt telescope care merg mai departe. Atunci primul cer pe care noi îl vedem e calea lactee, în care suntem noi și tot sistemul solar. Dar noi citim în Sfântul Cuvânt a Domnului cum e și în Efeseni, de exemplu, în capitolul uh, 1 cu 20, acolo vom găsi ceva interesant unde s-a dus Isus. Apoi citind și mai departe, el s-a dus la dreapta măririi lui Dumnezeu, lui, lui! în locurile prea înalte. De ce locurile alea așa departe, așa de înalte? Acolo e scaunul de domnia lui Dumnezeu și Iisus Hristos a spus că Dumnezeu, după ce am înviat din morți, l-a pus să șadă cu tatăl pe scaunul lui de domnie. Dar unde stă tatăl? Dacă el stă la o înălțime așa de mare, încât cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu privește ca să vadă tot ce se face în ceruri și pe Pământ. Adică atâtea nivele de stele, de ceruri, câte astronomii ăștia spun că ar fi până la 17 miliarde. De așezări din astea. or Dumnezeu Tatălui deasupra și să uită să vadă tot ce se face în ceruri. Așa cum unul cu ochi bune, să uită de aici, de la învon, să vadă pe fiecare în bănci unde stă. Eu nu pot să văd, dar unul cu ochi buni poate. Așa să uită Dumnezeu în ceruri și cerurile alea îs cu așa mari distanțe între ele și fiecare stea îi așa de cu mult spațiu, terenul ei. Soarele are spațiul lui, luna are spațiul ei, pământul are spațiul lui. Stele mici, stele mari, fiecare au un spațiu de gravitație unde să plimbă. Nimic nu stă pe loc. Totul e în mișcare. Și deasupra la toate astea s-a dus Isus. Cine ar putea număra? Miliardele de ani lumină, nu de kilometri de a noștri. Cine ar putea număra distanța aceasta? Cine ar putea să pună degetul și să spună acolo s-a dus Iisus? Un singur lucru ne este clar. El s-a dus la dreapta Tatălui și acolo la dreapta tatălui el pregătește un loc și pentru noi ca acolo unde sunt eu a zis domnul Isus să fie împreună cu mine și slujitorul meu că în casa tatălui meu sunt multe locașuri dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: N-am unde vă duce, nu sunt locuri și așa mai departe. Dar în casa tatălui meu sunt multe locașuri și eu mă duc să vă pregătesc un loc. Între atâtea locașuri, milioane și miliarde de locașuri, el s-a dus să ne pregătească și nouă un loc. De ce oare? Pentru că El ne-a plătit cu sânge. Ne-a plătit printr-o suferință cruntă. Ne-a plătit printr-o moarte, moarte groasnică. Și astfel ne-a scos din mâna sătanei, ne-a scos de sub pedeapsa iadului și ne-a direcționat pașii spre Tatăl Ceresc, unde El s-a dus înaintea noastră să ne pregătească un loc. Și așa să chinuia oarecum și evanghelistul Luca, în Evanghelia sa, Evanghelistul Luca se adresează tot la acest personaj teofil. Și zice el în Evanghelia aceasta a lui cum a început să spună, zicând. Așa, aici e Luca. Cu ochii mei slabi, văd mai puțin, așa. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorie sire, am anunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi. După cum ne le-au încredințat cei ce le-au ce le văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai Cuvântului. Am găsit și eu cu cale... Am găsit și eu cu cale prea alesule teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul, asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, o găsă cu cale să le scrie și să le trimită la așa numitul preales teofil. Teofil, în greacă poate să fie alesul lui Dumnezeu, iubitul lui Dumnezeu și poate să fie o nume propriu, dar poate să fie datorită faptului că îi spune prealesul ei. Atunci nu este un om simplu, și din potrivă, trebuie să fie un om așezat într-un scaun social foarte înalt. Și probabil era un coleg de-al lui de facultate, că și el era doctor. Numai nu ne explică cuvântul ce fel de doctor era. Doctor în medicină, doctor în științe, doctor. În legi, în... Nu știm, dar era doctor. Asta ne spune cuvântul. Și cel la care îi scrie, îi scrie prealesulei teofile. La rândul nostru, în zilele noastre și a lungul istorii biserici ortodoxe, cuvântul acesta preales se spune numai de la episcop în sus. Și aceasta însemnează un rang. Dar oricum, avem afacere cu un om cu multă carte în persoana Luca și avem afacere la fel cu un om de aceeași talie, dacă nu mai înaltă decât Luca, și aceasta trebuie să ne dea de gândit și trebuie să știm că în scrierea lui Luca, atât în prima scriere cât și în a doua, nu s-a putut scrie povești neîntemeiate, ci din potrivă, totul totul, totul precis. Glorie Domnului! Atât Evanghelia cât și faptele apostolilor, cum a zis, am cercetat cu deamă tu de la o toate. Și acum, în a doua scriere, se adresează acestei persoane Teofil și zice, Teofile, în cea din cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Și într-adevăr, Evanghelia lui Luca povestește mai adânc și mai multe lucruri decât ceilalți. Povestește mai multe lucruri decât celelalte trei Evanghelii. Sunt patru pilde cel puțin, care în celelalte evanghelii nu sunt scrise. Nu mantra lui Luca. Cineva pune și aceasta ca întrebare sau ca îndoială. Dacă evangheliile sunt așa drepte, de ce n-a scris toți una? Păi, dacă le-au scris mai mulți, cum să scrie una? A doua, dacă, cum spune și Luca, el o scris din auzite, atunci cum să scrie exact ca Matei sau mai mult, exact ca Ioan, care era ucenicul, care iubea cel mai mult pe Isus și era nedespărțit de Isus. Nu poate scrie, să scrie tot așa. În altă ordine de idei, noi citim și când îi să explicăm citatul citit, Undeva un cuvânt, două, nu bate bine când noi explicăm, că nu rămâne așa în minte. Ne aduc aminte în faptele apostolilor, când apostolul Petru recită din Isaia 53, unde scrie el a fost dus ca un miel la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. Atunci Petru știa textul, dar când să-l pună în scris acolo, Luca să vede că nu o cerceta, ci cum auzit-o scris și el. Scrie invers. Ca o oaie pe care o duci la măcelărie, și ca pe omniel pe care îl tunzi. Vedeți? Astea se întâmplă Greși de expresii. Dar nu semnează că pentru asta nu cuprinde același adevăr. E același adevăr. Așa că Apostolul și evanghelistul Luca a scris lucruri adevărate, drepte și așa cum le-a auzit, cum spune el, s-a informat și a scris. Acum, ce a văzut el? De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncele sale apostolilor, pe care i-a lăsese. Poruncile Domnului Isus Hristos nu era poruncile Lui. El însă spune, eu nu vorbesc decât ce aud de la Tatăl. Eu nu fac decât ce văd pe Tatăl făcând. Așa că el toate acestea le primea de la Tatăl prin Duhul Sfânt. Ce minunat ar fi și noi care predicăm Sfântul Cuvânt să avem la îndemână totdeauna pe Duhul Sfânt și El să ne pună fraze în gură și cuvinte, ca cuvintele date prin Duhul Sfânt ale ajung în inimile oamenilor și îl prelucră pre om și îl aduce la Sfânta Pocăință. Vedeți? După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Nu vorbit de alte lucruri care interesa pe apostoli și de împărăția lui Dumnezeu. Noi dacă întâlnim un frate pe care Domnul l-a cu vedenii sau cu prorocie, până noi suntem așa de jos în gândirea noastră. Noi nu întrebăm pe Domnul prin proroc ce ar trebui să mai fac eu pentru împărăția lui Dumnezeu. Noi întrebăm pe Domnul, oare bine o fi să cumpăr mașina asta? Oare bine o fi să cumpăr casa aia? Și noi întrebăm pe Domnul prin Duhul Sfânt de interesele noastre pământești. Dar Domnul Iisus Hristos, de la început și până în ultima zi, El a vorbit lucruri privitoare la împărăție. Domnul să ne binecuvinteze. Așa că fiți foarte atenți. Vai ce mă doare capul să se roage fratele ăsta pentru mine. Vai ce mă doare un picior. Sau mă da întreabă, nu cumva tu mergi chiop pe cale spre împărăție? Nu cumva capul tău îi plinde zorzănitul lumesc? Întreabă aia. Întreabă despre împărăție pe Duhul Sfânt, să vezi cum ceva lămuri de frumos. Doamne Isus ajută-ne la aceasta. Odată am întrebat și eu pe Domnul, Doamne, cum îi, ce să fac, cum să fac? Și am întrebat Sara, am întrebat a doua zi, am întrebat în Sara care vine. Și în noaptea următoare, o femeie, sora Irina Radu, vine la Săbeșel, ea locuia în Petrești, 4 kilometri așa, și vine. Frate Hozan, o trebuie să vin să spun un vis. Păi spune sora Irina, Știi cum sunt formele astea în care face țiganii cărămidă? Păi yeah. am văzut o formă din aia, dar atâta era câte studie de mare, atâta era forma aia. Și un sol ceresc a venit și te-a luat și te-a băgat în formă, dar nu prea potrivei, Și solul ăsta te în forma aia, apoi te-o luat și te au pus pe partea aia la altă și iară te îndesa. Era ceva așa, mă dâlci pe tine și alea trebuie toate să dispară ca să fii exact după forma care trebuie. Mărit să fie Domnul! Asta da întrebare, mai, Întreabă și tu, câte bube mai ai? Cât ar mai trebui de lucru la un sol ceresc să se ocupe de tine ca să potrivești să fie asemenea lui Isus când vine glorie lui, că el s-a dus, dar iară vine. El nu s-a dus și a dispărut. El s-a dus și vine iarăși. Și el vine după toți acei care vor potrivi formei. În același timp, va veni după toți acei care au în ei Duhul lui Dumnezeu. Pentru că nu se poate să ia pe care nu are și pe care n-a ținut în trupul ăsta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pe ăla nu l ia indiferent ce ai făcut, cine ești, poți să fii mântuit în vreo formă, cumva. Dumnezeu știe asta, dar ce știm noi, știm că atunci când vine Isus, toți cei pecetluiți cu Duhul Sfânt vor fi răpiți. Și-o mă pe Domnul în văzduh și astfel, vom fi ca El, zice Apostolul Pavel, și vom fi pururi cu El, măriți să fie Domnul Isus. Atunci ei au alunecat iară de la spiritualitatea vorbelor lui Isus la cele interesante de ei când va fi venirea ta, ce se va întâmpla, cum va fi sfârșitul lumii. Domnul Iisus le spune, nu asta trebuie să vă intereseze, altceva. Astea toate sunt de Tatăl sub stăpânire, nu le știu eu, nu vi le pot spune, nu le știu eu Ninja. Nimeni nu, nu puteți să le aflați astea, spăstrați în stăpânirea Tatălui. Dar, ce trebuie? Întoarceți-vă iar la împărăție. Voi trebuie să primiți o putere și la asta să stăruiți. Că nu după multe zile veți fi îmbrăcați cu putere de sus, când vine Duhul Sfânt peste voi. Și au trecut 40 de zile. Și Duhul Sfânt a venit. Astăzi sărbătorim această sărbătoare a discuțiilor acestea dintre Domnul Isus și ucenici. Și a evenimentului grozav, de minunat și mare că Isus vorbind cu ei. Deodată și-a întins le spinte peste ei, a binecuvântat și s-a înălțat ca un fulg frumos. Mulți au avut ocazia să vadă în stăruințe adânci câte o persoană că se ridică de la pământ câțiva centimetri și stă în aer pe genunchi ca și cum ar sta pe pământ dar să plece sus nu mai fost. Mai sunt vraci care fac așa ceva, cum s-a întâmplat cu doi de prin Oltenia, a vrut să meargă și ei misionari în India. Și meșteriagă la cult când s-o dus să-i dea o hârtie, să, cine sunt ei și ce vor, Mă, dar voi ați făcut vreo școală de misiune? Nu! Dar noi avem pe Domnul, noi credem, mă, nu e așa, mă, ai grijă, mă, trebuie... Nu, dă-ne, i-au dat. Ei avea un țel, o localitate undeva de la cineva. Și ajung în India. Când ajung în India, era o casă acolo mai departe de sat și să duc în casa aia goală, o curăță, nu știu ce, bucuroși, cântă, să ragă, mulțumesc la Dumnezeu și dă să se culce. Când să se culce, cineva, o îmbătrânel, îi deranjează. Cine vă trimis pe voi aici? Păi uite ce avem de la cultul pentecostal, vorbea engleză omul. Avem de la cultul pentecostal din România, nu așa mă, nu aia, cine vă trimis, vă recunoaște? Po cum adică? Uite mă, cine m-a trimis pe mine la voi, mă recunoaște. Ia uitați-vă la mine. Și-a pus mâinile așa drept pe lângă el și s-a ridicat vreo metru jumate, doi metri în aer și stătea de vorbă cu ei. Cine m-a trimis pe mine la voi, mă recunoaște. Pe voi cine vă trimis, să faceți ca mine, dacă nu puteți să faceți ca mine, plecați, al mintrilea dimineață sunteți morți. Și-o lua ca la baricu și-o înturna înapoi. Pă, Trebuie să fie autorizat, măriți să fie domnul. Dacă nu ești autorizat, nu te băga. În diferitele lucrări, autorizația nu stă în diplomă. Nu stă într-o adeverință scrisă de oameni, ci autorizația stă în ceea ce a zis Isus. Voi veți primi o putere și îmi veți fi martori. Glorie Domnului Isus. Am văzut cazuri când am mers cu frați, cu alții, la rugăciune, și când un duh necurat a început să se manifeste i-au umplut o groază și în asta niciunul, toți au fugit de acolo. Pentru că trebuie să ai autorizația asta, o putere de la Duhul Sfânt. Apoi spune, îmi veți fi martori, auzi, după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și unor un l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galilieni. Vezi ce însemnătate are locul tău de naștere? Dacă ar veni Duhul Domnului sau un înger așa direct la noi, ar trebui să ne zică bărbați canadieni? Nu? Și dacă ai vorbi limba engleză sau altei țări? în catalogele lui Dumnezeu tu e scris român, bărbați galilieni, nu altfel. Ei erau între evrei, dar nu era direct evrei, era din Galileea. Și era dintr-un ținut unde erau oamenii foarte amestecați. Dar totuși, Duhul Sfânt nu le-a zis, măi, evreilor, ci le-a zis după locul lor, de unde au pornit bărbați galilieni. De ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Glorie Domnului Isus Hristos. Onor l-a ascuns din ochii lor. Și cuvântul Domnului ne spune nouă că el va veni pe onor. În același fel va reveni. Și noi trebuie să fim gata ca să-l putem întâlni pe Isus când vine. Și încă ceva. Nu vei putea tu să fii dezbrăcat de țoalele de pe tine, dacă tu ții mult la ele. Nu vei putea fi răpit din casă dacă tu ții mult la casă. Nu vei putea fi răpit din mașină dacă tu ții mult la mașină. Nu vei putea fi răpit dintre copii, dintre neamuri, dacă tu iubești pe ei mai mult ca pe Isus. În ziua când vine Isus pe norii plini de slavă, noi trebuie să nu avem nimic care să ne afecteze, ci toată afecțiunea noastră să fie dragostea pentru Isus. Glorie Domnului! că trebuie să-L întâlnim pe El. Mărească-i să numele. Și eu am încrederea aceasta, că atunci când vine, de voi trăi, nu știu, sau de voi fi mort, voi auzi strigarea. Hozan, Vasile, vino! Și de fi viu, orică de hainele de pe mine, cum a căzut de pe Ilie. Mantaua. De a fi mort de acolo, de unde zac, de vor mai fi oasă, de nu vor mai fi, țărâna aia se va transforma din nou într-un om și într-un chip care va sămâna cu om, dar va fi duhovnicesc cum trupul lui Isus a sămâna cu om, a mâncat, a băut cu ei, a vorbit cu ei, dar era un trup de, de, slavă care intra prin păreți, intra pe oriunde, nu trebuie să deschizi ușa sau jamuri. El putea fi prezent. În același timp, putea fi prezent și și în cerul cerurilor înalte. Glorie Domnului! Așteptăm ziua aceasta cu dor. Eu o aștept. Dumneavoastră care m-auziți, o așteptați ziua aceea? Dacă așteptați ziua aceea cu dor, atunci n-avem decât ci doar să ne pocăim cu adevărat. Amin.